Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Eurodicționar. Suntem foarte aproape de ziua de 9 mai, o zi care iarăși va aduce în Republica Moldova sărbătoare. Întrebarea este sărbătoarea cui, sărbătorind ce? Iarăși răspunsul cumva se prefigurează, pentru că știm foarte bine că există un segment de societate care îmbrățișează abordarea Federației Ruse cu privire la această sărbătoare, și anume ziua victoriei în Marele Război pentru apărarea patriei, respectiv abordarea celorlalți care privesc mai degrabă către vest și care spun este ziua Europei. Însă ideea de Europa, știm foarte bine, o bună parte din populația Republicii Moldova nu îmbrățișează această idee cu foarte mare entuziasm, iar cealaltă parte o îmbrățișează, dar cu o sumă de dezamăgiri, poate generate de convulsiile politice de pe vectorul pro-european al Republicii Moldova. Însă, una peste alta, există din nou riscul ca, într-un fel sau altul, cele două sărbători ale acelei zile să fie, în cel mai fericit caz, într-o ignorare amiabilă reciprocă, dar există și riscul, sub presiunea, eu știu, vieții politice din Republica Moldova și a evenimentelor viitoare, poate mai degrabă a celor din toamnă, există riscul ca tensiuni să fie și, în orice caz, să se capitalizeze din nou diferit. Și atunci, întrebarea e, cine ar putea cumva să ofere o viziune completă și corectă asupra zilei de 9 mai? Desigur, istoria sau istoricii, însă chiar și aceasta este, și nu numai în Republica Moldova, subiectul diverselor interpretări. Și atunci încercăm să punem cumva în discuție puncte care țin de adevărul istoric și să vedem cum anume stăm cu interpretarea lor și mai ales cu șansa de a pune în sfârșit istoria la locul ei și în ce privește ziua de 9 mai. Îl avem alături de noi pe doctorul în istorie și comentatorul politic Anatol Țăranu și mulțumesc foarte mult domnului Țăranu pentru că a acceptat această invitație pe un subiect totuși sensibil. Bine ați venit, domnule Țăranu! Bună ziua! Spun că este un subiect sensibil, greșesc, exagerez, dată fiind această permanentă, hai să spun un cuvânt prețios, dihotomie, ruptură în ce privește înțelegerea și valorizarea zilei de 9 mai. Nu, de fel nu greșiți. 9 mai, cu adevărat, este un fenomen care necesită o investigație aparte și care trebuie să fie înțeles, altminteri, abordarea acestui fenomen în viața politică, în viața socială, ar putea să ducă la foarte multe erori. 9 mai este, în primul rând, o sărbătoare sovietică. Ea a venit din epoca sovietică, chiar dacă o perioadă îndelungată de timp, propaganda sovietică nu a folosit această ideologemă a sărbătorii de 9 mai și ea, de fapt, a venit în cotidianul sovietic, dar în 1965, când proaspătul ales secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Leonid Brejnev, după toate probabilitățile, având nevoie de o afirmare aparte a personalității sale în establishmentul nomenclatorist sovietic, a venit cu această inițiativă. El a fost participat la război, chiar dacă a participat la operațiuni militare mai puțin importante din punct de vedere strategic, iar mai pe urmă, pe timpul când a devenit secretar general, acele deci, evenimente la care a participat el și care în timpul războiului și care desigur că au avut valoarea sa, dar el le-a ridicat la nivel aproape că de existențiale pentru această victorie pe care a obținut-o Uniunea Sovietică în război. Dar până în 1965, pe timpul lui Stalin, această sărbătoare nu a fost folosită de propaganda sovietică. De ce? Stalin se temea de această sărbătoare. Pentru dânsul, această sărbătoare prezenta un pericol direct. De ce? Soldații victorioși, soldații care au crescut într-un regim totalitar închis, unde frica era dominanta societății și pe frică se baza puterea personală a lui Stalin, soldații victorioși care s-au întors acasă și care au văzut o lume alta decât cea sovietică, care ieșea din categoric, deci intra în contradicție cu tiparele propagandei sovietice, că Uniunea Sovietică, țara muncitorilor și țăranilor, aici se trăiește fericit, aici e cel mai înalt nivel de viață și ei când au văzut ce nivel de viață este în țările europene și în speță în Germania, Germania pe care ei au practic au prăbușit-o, acești oameni s-au întors acasă cu totul cu altă psihologie. A fost zdruncinată această frică totalitaristă. Stalin se temea de moarte.
Asta însemna că puterea lui personală, dictatura lui, deci ceea ce reprezintă, de fapt, esența regimului stalinist, a început să se clatine. Și atunci, imediat după război, el a declanșat o serie de noi acte de răzbunare împotriva ceea ce se numește libertate. El a început iarăși represiunile. Vă aduceți aminte, deci, procesul medicilor, procesul de la Leningrad și așa mai departe. Stalin pregătea o nouă baie de sânge de proporții. Și în primul rând ea era îndreptată împotriva celor care au venit cu alte viziuni pe care ei au descoperit-o. Foarte apropo, firavă, foarte, deci, deocamdată neconturată în esența sa. Dar ea deja prezenta pericolul și Stalin se temea de ei. Apropo, Stalin a fost acela care a lovit nemilos în acei care erau veterani războiului, Marelui Război pentru Apărarea Patriei, cum a catalogat-o propaganda sovietică, cel de-al doilea război mondial. Fiindcă, poate o să mai vorbim mai jos, dar în Uniunea Sovietică nu exista cel de-al doilea război mondial, sau cel puțin se vorbea așa printre dinți despre aceasta. Cel de-al doilea război mondial era Marele Război pentru Apărarea Patriei. Iar, ca să mă reîntorc la ideea pe care am început-o să o expun, Stalin avea nevoie ca oamenii iarăși să fie supuși, ca să nu existe o altă interpretare a ceea ce a fost bătut în mințile oamenilor prin teroare. Și acești soldați trebuiau să fie marginalizați, ei trebuiau să uite despre această victorie. Stalin, imediat după război, a curățit orașele Uniunii Sovietice de invalizi, de invalizii războiului. Știi ce a făcut cu ei? I-a trebuit să în lagările de concentrare, la Valam și așa mai departe. Adică nu se numeau lagări de concentrare, dar de fapt condițiile de trai acestor oameni, care erau fără mâini, fără picioare, în limba rusă este așa un cuvânt, obrupche, adică un om lipsit de toate membrele, de picioare. Aceștia au fost într-o noapte toți adunați de serviciile secrete, de miliție și duși hăt departe, ascunși de ochii oamenilor. Oamenii nu trebuiau să vadă, deci ei trebuiau să uite despre acest război, în sensul despre victorie. Se începea o nouă etapă în Uniunea Sovietică. Brejnev a venit cu altă abordare și de atunci se începe această vacanalie, eu altminte nu pot să o numesc, fiindcă, de fapt, pe data de 9 mai a fost semnat pe data de 8 mai capitularea Germaniei, dar la Moscova era un timp târziu la Potsdam, pe la 11, ora Berlinului, la Moscova deja era ora, deci era ziua 9, și de aceea deci, tradiția sovietică a luat ziua de 9 mai. Și Brejnev, sovieticii, au început să prefacă acest act de comemorare a celor care au luptat în războiul pentru apărarea patriei, cum spuneau ei, au început să o prefacă într-o sărbătoare. De atunci s-au pornit deci, aceste, mă scuzați, beții în această zi, șașlăicuri și așa mai departe. Jucau tânănica pe osemintele acelor care au căzut în război. De fapt, propaganda sovietică și toată viața, modul de viață sovietic, el era unul inversat, era unul deformat. Și trebuia să te aștepți cu un eveniment cum a fost 9 mai, trebuia și el, într-un fel, să fie până la urmă deformat de realitățile sovietice. Iar Uniunea Sovietică, care cu toată propaganda extrem de eficientă, apropo, pentru sovietici, pentru cetățenii sovietici, această propagandă se ciocnea de foarte mari probleme. O economie ineficientă, nivelul de viață scăzut, în comparație cu Occidentul, noi pur și simplu eram o țară de mâna a treia, vorbesc despre Uniunea Sovietică. Și în afară de bomba atomică și încă câteva domenii unde se aruncau niște resurse enorme pentru a fi, hai să spunem așa, a avea acolo priorități, a ocupa locul întâi de dezvoltare, dar în esența sa, viața cotidiană era una practic foarte sărăcăcioasă. Și pentru a ascunde aceste lucruri, pentru a-i da omului sovietic o altă percepție a realității, era nevoie să inventeze ceva. Și așa a fost invitat această sărbătoare de 9 mai. Marea biruință,
Numai noi puteam să facem lucrul acesta, mai mult nimeni. Atunci, a fost, dar nu atunci, încă și pe timpul lui Stalin, s-a dat uitării totalmente faptul că în cel de-al doilea război mondial victoria a fost obținută nu numai de Uniunea Sovietică, dar de forțele aliate. Și fără aceste forțe aliate, este puțin probabil că Uniunea Sovietică a fi rezistat în fața Germaniei. Cu atât mai mult cu cât ne amintim, de exemplu, de podul de peste ocean pe care l-au făcut americanii. Exact. Deci acest program care practic a garantat Uniunii Sovietice supraviețuirea economică, numai datorită lend-lease-ului acelor mari, deci produsul tancurilor, deci altor armamentul, dar principal erau deci materialele strategice care veneau de acolo, din Statele Unite, din parțial și din Anglia, și ceea ce a salvat industria sovietică, fiindcă ea era în partea europeană absolut distrusă. Ea a fost, partea europeană, practic, a fost ocupată de germani. Și în aceste condiții era nevoie ca acest aport, în mare măsură hotărător, al aliaților să fie uitat. Stalin, practic, imediat a uitat despre aliații. S-a început războiul rece. Și în acest război rece, deci, trebuia de scos în evidență ceea ce avantaja Uniunea Sovietică, propaganda sovietică, iar toate celelalte lucruri trebuiau să fie retușate, scoase de pe tapet. Și așa s-a întâmplat. Cel mai interesant, că după prăbușirea Uniunii Sovietice, această așa numită sărbătoare, care de fapt ar trebui să fie un fenomen, sau hai să spun eu, o acțiune de comemorare, care nu are nimic în comun cu sărbătorile în sensul propriu-zis al acestui cuvânt, iată acest eveniment, el a primit o nouă viață, un nou suflu. Și mă tem eu că deja sub regimul acesta, așa numit democratic, în Rusia actuală, Rusia post-sovietică, această sărbătoare este și mai pompoasă, și mai pregnant evidențiată de către oficialități. Bun, v-aș întreba un lucru. Într-adevăr, este pregnant evidențiată de către oficialități? Va fi sau este deja ea capitalizată din nou ca un instrument antioccidental? Pentru că vedem că, într-un fel sau altul, fățiși sau mai puțin fățiși, se menține sau chiar se accentuează această opoziție între 9 mai, să spunem așa, sovietic, cu toate valențele pe care le-ați descris, și sărbătoarea pe care europenii o fac pentru a marca sfârșitul celui de-al doilea război mondial, sau nu numai, chiar întregul vest, nu doar europenii. Dar apare iarăși cumva, sau cel puțin Moldova se simte asta, un soi de ostilitate, să ne uităm cu ură unii la alții, noi sărbătorim pe foștii eroi sovietici, Armata Roșie și victoria ei, nu vrem să știm de voi europeni și de ce prostii aveți voi de spus despre 9 mai. Aici aș vrea să vă spun un lucru. Ziua Europei, care a apărut mai târziu, atunci când a început să se constituie Uniunea Europeană, deci piața comună a Uniunii Europene, această sărbătoare, 9 mai, Ziua Europei, ea nu a fost contrapusă de către occidentale zilei de 9 mai, victorie în cel de-al doilea război mondial. În Occident, cultura occidentală, cotidianul occidental recepționează această zi. Este adevărat că este vorba despre 8 mai. În Occident se vorbește despre 8 mai. Ei această zi o abordează din punct de vedere a comemorării victimilor celui de-al doilea război mondial și vorbesc ca despre un eveniment istoric foarte important, eveniment care a pus capac fascismului german și celui italian în Europa, fiindcă s-au păstrat regimuri semifasciste în Portugalia, în Spania, dar mai puțin, asta deja era mai puțin important. Fascismul deja nu putea să fie în ascensiune și să fie un pericol pentru civilizația umană, pentru cea mondială și în speță pentru cea occidentală. Dar, repet încă o dată, este foarte important. Niciodată occidentalii nu au contrapus aceste două evenimente, Ziua Europei și Ziua Europei. Alta e că în Occident niciodată n-a avut această amploare comemorarea acestei zile și așa mai departe. Europenii occidentali, în fond, abordează beroința în cel de-al doilea război ca un eveniment foarte important, dar un eveniment istoric, s-a dus în istorie. Acolo nu există această cultură a sărbătoririi aceste zile, când lucrurile sunt evidențiate într-un mod spectaculos și așa mai departe.
spre deosebire de Uniunea Sovietică și de Rusia actuală, care invers au făcut tot posibilul ca acest element să fie umflat până la dimensiuni grotești și să se prefacă într-un element a unei ideologeme de stat. Nu, mai de mult nu mai este element al istoriei. Nu, mai este element al cotidianului și al viitorului. Nu, mai în formula aceasta de sărbătoare, cum au perceput-o sovieticii și au transmis-o ca moștenire actuale rusii, iar ei au primit-o, au recepționat-o și au amplificat-o. Ea de mult s-a prefăcut într-o ideologie de stat, un element important de ideologie de stat. Și atunci vă atrag atenția că în foarte multe țări post-sovietice, republici foste unionale, abordarea problemei zilei sau fenomenului 9 mai este foarte diferit. Acele țări, acele republici care au avansat pe calea edificării propriei suveranități statale, ei au o abordare cu totul diferită decât cea pe care o propune Federația Rusă. Și această abordare mai degrabă corelează cu ceea ce există în Occident și nu invers. Vă referiți aici mai degrabă la statele baltice, să spunem? Statele baltice, Ucraina. Ucraina? Ucraina de ultimilor ani. Vorbesc și despre alte state, chiar și despre Belorusia. În Belorusia, 9 mai, are o conotație strict belorusiană, dacă îmi permiteți acest cuvânt, și mai puțin corelează cu ceea ce este în Federația Rusă. Batka Lukashenko, președintele Lukashenko, încearcă să folosească această sărbătoare pentru a-și fortifica propriul regim politic, care este unul cu elemente autoritare, indiscutabil. Și 9 mai se înscrie perfect în această ideologie de stat. Pe când în Republica Moldova, ce se întâmplă la noi, vorbește despre faptul că noi nici pe departe încă nu suntem o țară suverană și nu avem un concept al suverenității naționale, al suverenității de stat bine conturate. Faptul că noi preluăm elementele ideologiei de stat a Federației Rusiei și o implementăm în viața, în cotidianul nostru, în manifestările de statale, vorbește încă o dată că noi continuăm să rămânem o anexă a Federației Rusiei, a fostei metropole, iar moștenirea colonială nici pe departe nu a fost depășită aici la Chișinău, în Republica Moldova. Vreau să vă rog să ne referim puțin la o chestiune și apoi revenim la problema ideologiei de stat promovată de Federația Rusă, dar la o chestiune pe care am auzit-o, nefiind istoric, nu știu cum să o apreciez și aș cere o apreciere doctorului în istorie. Chestiunea care spune în felul următor, că dacă cineva ar trebui să manifeste într-adevăr recunoștință pentru eliberarea patriei, cum s-a numit la vremea respectivă și cum a fost numit războiul dus de Federația Rusă împotriva celor care o invadaseră, poate recunoștința ar trebui mai degrabă să îndrepte către Ucraina și Belarus, pe teritoriul cărora s-au purtat cele mai multe bătălii, care au suferit cele mai mari pierderi și care au dat și cele mai mari pierderi umane, nu doar materiale, în cel de-al doilea război mondial, în campaniile purtate pe teritoriul Uniunii Sovietice. Este corectă această afirmație? Este discutabilă? Este ea la rândul ei ideologizată și un pic antirusă? Sau cum arată adevărul istoric cu privire la această chestiune? Este o întrebare bună. Sau poate mai degrabă e doar un început al unui studiu. Dacă doriți, a construirii unei abordări față de ceea ce este 9 mai în formula actuală, existentă astăzi în Republica Moldova, chiar dacă în Republica Moldova deja sunt suficient de mulți oameni care au revizuit abordarea sovietică și abordarea rusească a acestui eveniment 9 mai. Vă atrag atenția că eu conștient evit cuvântul sărbătoare. Pentru mine 9 mai nu este sărbătoare. Este comemorare. Da, comemorare indiscutabil și este un eveniment foarte contradictoriu din punct de vedere a consecințelor pentru poporul din partea căruia sunt eu, pentru țara mea, pentru statul meu, pentru țara mea mare, România și așa mai departe. Și din acest punct de vedere, 9 mai vine în formula rusească să fortifice deci dependența statului Republica Moldova de fosta metropolă, eu deja am spus acest lucru, iar aici este bine ca istoric să aduc aminte
că încercarea aceasta de a aborda cel de-al doilea război mondial prin prisma marelui război pentru apărarea patriei nu este de fel întâmplătoare. Fiindcă Uniunea Sovietică nu a intrat în război pe data de 22 iunie 1941, atunci când Germania hitleristă a început războiul împotriva Uniunii Sovietice, atacându-o. Uniunea Sovietică a intrat în război pe data de fapt, a intrat în război atunci când a semnat pactul Molotov-Ribbentrop în august 1940 la Moscova. 23 august 1940. Mă scuzați, 39. 39, pardon, 39. Da. 23 august 1939. Dar de fapt a intrat în război, formal a intrat în război pe data de 17 septembrie 1939, atunci când a atacat perfid, a lovit în spate Polonia, care lupta împotriva Germaniei hitleriste și în așa fel a ajutat lui Hitler să dizolve statul polonez, a înșfăcat o parte din teritoriul polonez, l-a anexat la Federația Rusă, iar sovieticii, soldații armatei sovietice și propaganda sovietică a făcut foarte mult ca să ascundă acest lucru de cetățenii sovietici. Pe urmă, după 1941, au luptat cot la cot cu Germania împotriva armatei poloneze. La Brest, această cetate erou în mitologia eroică a războiului pentru apărarea patriei, în septembrie 1939, această cetate a fost ocupată de armata de germani cu ajutorul armatei sovietice. Doar artileria grea a sovieticilor a bombardat Brestul și le-a ajutat nemților să ia Brestul. Este adevărat, mai pe urmă, Brestul a fost transmis sovieticilor în zona de ocupație a sovieticilor, a nimerit. Și acolo la Brest a avut loc parada militară, unde pe străzile Brestului, pe piața din Brest, au mărșăluit alături SS-oviștii, SS-ul german și castormeița, adică soldații și ofițerii armate roșii. Acest lucru nu trebuie uitat, tot așa cum nu trebuie uitat, deci războiul din Finlanda, un atac mișelesc a Uniunii Sovietice împotriva Finlandei, împotriva Basarabiei, împotriva României, și când a fost ruptă Basarabia, Uniunea Sovietică se găsea deja în stare de război. Ea a atacat și a făcut totul ca să ajute Germaniei. Că mai pe urmă Germania a trecut de la prietenie la război cu sovietici. Păi asta nu schimbă sensul lucrurilor. Adevărat. E foarte bine că ați făcut precizarea asta, pentru că știm foarte bine că există acest reproș constant adus României cu privire la momentele 1940-1941, ați fost aliați cu germanii. De fapt, iată, primii aliați ai germanilor, cine au fost combatanți primii, chiar alături de germani, au fost sovietici. Cine ați luptat voi împreună până la 22 iunie 1941? Dar cine a furnizat Germaniei fascise până în ultima zi? Pe data de 20 iunie mergeau încă trenurile din Uniunea Sovietică cu grâu, cu alte materiale strategice în Germania. Pentru că Stalin încerca să mențină relația aceasta cu Germania, el credea că va putea să evite războiul cu Hitler până la momentul când el va reface armata roșie, care a primit o lovitură zdrobitoare în 37 datorită represiunilor pe care Stalin le-a dezlănțuit, inclusiv împotriva propriei armate. Și atunci când se vorbește despre victorioasă armată sovietică, despre eroismul oamenilor sovietici, așa cum ați propus și dumneavoastră să abordăm problema prin participarea Belorusului, Ucrainei și mai departe, că eu vreau să vă aduc aminte că în primele 3 luni ale războiului, 2,5 milioane de ostași ai victorioase armate roșii, eroicilor soldați sovietici, aproape 3 milioane de ostași sovietici în primele 3 luni de război au fost luați prizonieri, s-au predat. Și știi cine se preda? Colhoznicii din Ucraina, din Belarus și așa mai departe. Ei n-aveau ce apăra. Când se vorbește despre faptele de eroism ale sovieticilor, ale soldaților și ofițerilor sovietici în marele război pentru apărarea patriei, este adevărat, au fost foarte multe cazuri de eroism. Dar tot atât de adevărat este că războiul a fost câștigat prin pierderi enorme. Că viața soldatului și ofițerului sovietic nu era absolut prețuită. Că războiul a fost câștigat de sovietici și de Stalin prin metode extensive. Când
când deci germanii au fost biruiți cu au fost înnecați într-o mare de sânge a soldaților sovietici. Când cu raportul pierderilor pe frontul germano-sovietic era de 1-10 în favoarea germanilor. Asta cum vă place? Deci la un soldat german mureau 10 sovietici, da. Dar câți au fost luați prizonieri? Și nu numai în primele luni ale războiului, se predau pur și simplu și pentru a-i ține pe front, pentru a-i face ca să lupte, au fost inventate așa numitele zăgrădițelne atriade, adică detașamentele care a NKVD-ului care stau în spate cu mitraliere și orice încercare de a te retrage de pe pozițiile care deja erau pierdute, aduceau la moarte. Și soldații pe linia întâi de tranșee știau că ei ori mor acolo în tranșee, fiindcă dacă se retrag, nimeresc sub gloanțele proprii. Ei vor fi împușcați ori din față, ori din spate, ori dar spate, oricum. Da, cu siguranță. Asta a fost prețul acestei victorii enorme. Dar haideți să vă aduc aminte. Acum, eu rare ori folosesc niște înscrieri la emisiunile de... Vă rog să le folosiți fără nicio problemă. Dar aici nu pot să nu vorbim despre prețul care a fost achitat de Uniunea Sovietică pentru această victorie, cum vorbesc ei, cum vorbește propaganda sovietică și acea rusească de astăzi, vreau telespectatorilor să le aduc două citate. Citate care din opera marilor, unul din cei mai mari scriitori ruși, Victor Astafiev. Victor Astafiev a luptat în 43 până în 45, a luptat ca un soldat simplu. El cunoaște războiul nu din perspectiva unui cartier general armat. El cunoaște războiul din tranșee. Uitați-vă ce scria, ce a scris Astafiev, Victor Astafiev, erou al muncii socialiste. El a fost premiantul premiului de stat a Uniunii Sovietice de câteva ori. A fost un om care era recunoscut de toată intelectualitatea rusă ca unul din piscurile deci gândirii intelectuale rusești. Uitați-vă ce scria el. Am să citesc în limba rusă. Сколько потерял народ войну-то? Знаете ведь и помните, страшно назвать истинную цифру. Если назвать, то вместо парадного картуза надо надевать схиму, становиться в день победы на колени посреди России и просить у своего народа прощения за бездарно выигранную войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови. El vorbește despre faptul că câte pierderi am avut în acest război. Voi vorbiți despre o biruință, dar această biruință este una obscură. Ea a fost câștigată cu pierderi enorme. Noi nu despre biruință trebuie să vorbim. A venit timpul să îmbrăcăm o schimbă de călugări și să ne cerem iertare de la propriul popor, fiindcă noi am câștigat acest război, fiindcă i-am acoperit pe dușmanii noștri cu cadavrele propriilor soldați și amenecat într-o mare de sânge rusesc. Asta scrie un soldat al acestui război. Vă simțiți care este diferența izbitoare între ceea ce face propaganda de azi statală a Federației Ruse și ceea ce este adevărul despre acest război pe care îl vorbește și pe care l-a scris un simplu soldat rus? Poate că tocmai cuvintele astea mă întorc la ceea ce spuneați la începutul discuției și justific acest citat foarte bine, aprecierea noastră de la început, când spuneați că asta e o comemorare, nu o sărbătoare. Aici nu ar trebui să fie beții și bacanale, ci ar trebui să fie comemorare și iată ceea ce spune acest om, schima monahală și iertarea care trebuie cerută, nu exaltări fără rost, ci... Știți de ce? Fiindcă un popor care nu poate să-și recepționeze corect propria istorie, este condamnat să o repete. Iar aceasta ar însemna că acest popor, e vorba despre poporul rus care, repet încă o dată, printr-un raport de 1-10 a câștigat acest război. O despre ce victorii vorbiți, oameni buni. Eisenhower, după ce a fost semnată capitularea Germaniei, la o recepție, întâlnindu-se cu mareșalul Jukov, marele erou, cel mai titrat mareșal al Uniunii Sovietice, l-a întrebat, și chestia asta e în literatură,
Eisenhower a scris despre lucrul acesta în memoriile sale. El a întrebat, spuneți-mi, eu nu pot să înțeleg, dar cum v-ați depășit voi linia de apărare a germanilor la Zeilovski Văsut, adică la linia de apărare Zeilov, fiindcă din datele pe care le aveam noi, acolo peste fiecare câteva metri era câte o mină de antitank. Cum tankurile voastre au trecut? Știi ce răspuns Jucov? Foarte simplu. Noi am trimis înaintea atacurilor pe soldații noștri. Care pur și simplu au aruncat în aer și s-au dominat câmpul. Ca ei, prin propriile vieți, să demineze deci, acest teren și să facă cale pentru tankuri. Eisenhower a rămas stupefiat pentru armata occidentală să spui așa, să vorbești în public despre acest lucru, înseamnă destituirea imediată. Poporul niciodată nu le-ar fi iertat propriilor militari, dar și propriei clase politice o asemenea abordare. Iar Jucov a făcut aceasta foarte sincer, fără nicio închiseală. Și în loc de destituire, dimpotrivă, a venit glorificarea. Glorificarea. Constatăm astăzi o continuare cu un discurs Mareșalul militarist. Mareșalul Victoriei, a cărui amintire astăzi justifică un discurs militarist al Federației Rusă. Vedem din nou... Dar uitați-vă ce se întâmplă astăzi în Federația Rusă. Și eu aș vrea să-i întreb pe acei care astăzi conduc Republica Moldova, cel puțin pe o parte dintre ei, dar voi ce faceți, oameni buni? Pe automobilele particularilor din Federația Rusă este înscris, dacă va trebui, noi suntem gata să repetăm. Berlin 45, suntem gata să repetăm. Și mai sunt acolo niște scene obscene pe aceste automobile desenate de către acești mari patrioți ai Rusiei. Și asta este un rezultat direct al acelei propagande deșanțate, propagande militaristă, de război. Militarismul rusesc nu a dispărut. El a rămas. El există. Și 9 mai vine să fortifice acest sentiment militarist care este atât de familiar actualei societăți ruse. Iar noi, apropo, atunci când acolo, la Moscova, în alte orașe, în toate orașele Rusiei, merge această manifestare care se numește Bezimeanul Polk, adică regimentul necunoscut cu portrete și așa mai departe. Și noi o să-l repetăm, lucrul acesta va fi repetat acum la Chișinău pe 9 mai, așa cum a fost data trecută pe 9 mai făcut de echipa lui Dodon. Păi noi, practic, ne înscriem perfect în această ideologemă statală a Federației Ruse. Și cine face chestia asta? Cei mai inveterați în declarație stataliști moldoveni? Asta se numește să construiești un stat independent și suveran? Și asta în condițiile când în 92 armata rusă a luptat și a împușcat soldații armate naționale, a ucis oameni, patrioți ai Republicii Moldova, care au luptat pentru suveranitate și pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova. În Ucraina e imposibil să întâlnești așa ceva. Dar Gheorghe Scaileanu, acest tricolor, acest semn colorat, cum îi se spune în popor, și care este nimic altceva decât un marker al a ceea ce este deci, ideologema de stat rusească, adică un semn distinctiv a ideologiei de stat. Noi cum o folosim în Republica Moldova? Pentru că suntem aproape de finalul emisiunii, evident nu de al discuției. Discuția nu are un final, probabil finalul e undeva mai departe, dar aș vrea să vă întreb un lucru. În condițiile în care spuneați că pentru spațiul vestic, data de 8-9 mai este data comemorării eroilor căzuți în război, respectiv, rămâne undeva o dată istorică. Ar putea fi o soluție, de exemplu, pentru Republica Moldova, o comemorare comună, cu bun simț și cu respectul la care făcea trimitere cel pe care l-ați citat, roul acesta de front al armatei sovietice. Ar fi mai degrabă o soluție de împăcare să iasă cu toții să-și comemoreze fiecare eroi, așa cum și înțelege, fără a mai exalta militarismul și ideologema aceasta de stat. Desigur. 9 mai, în sensul celui de-al doilea război mondial, indiscutabil este o acțiune, un moment de comemorare, indiscutabil. 9 mai, ziua Europei, este o sărbătoare. Sunt două abordări diferite a două evenimente istorice. 9 mai e vorba despre Europa Unită, care încă, procesul nici pe departe încă nu s-a finalizat. Și noi suntem în plin proces de aderare la Uniunea Europeană, cel puțin am făcut declarațiile respective. Este cu adevărat o sărbătoare care trebuie să devină una familiară fiecărui moldovean care visează să devină parte a Europei Unite.
în ce privește 9 mai ca eveniment al celui de-al doilea război mondial, ca finalul războiului mondial, e cu totul o altă abordare. E comemorare, trebuie să ne aducem aminte despre cei care au căzut și ei merită tot respectul și toată amintirea noastră pioasă pentru fapta pe care au făcut-o. Ei au luptat împotriva fascismului. Și aici vreau să, iarăși, păcat că nu avem timp, dar Moldova, din acest punct de vedere, este o parte cu totul deosebită din fosta Uniune Sovietică. Aici, în Moldova, sunt oameni care au luptat pe ambele părți ale frontului. Au fost acei care au luptat în armata română. Apropo, să nu uităm că după august 44, armata română a luptat împotriva Germaniei fasciste de partea aliaților și contribuția României în biruința asupra Germaniei fasciste a fost una importantă, care a fost dintotdeauna neglijată în Uniunea Sovietică și acum se face tot posibilul ca peste ea să se treacă cu tăcere. Și este absolut evident că atunci când pe piețele Chișinăului, altor orașe moldovenești, apar oameni cu decorații sovietice, ei trebuie să fie apreciați, chiar dacă au rămas foarte puțini dintre aceia care cu adevărat au luptat pe front. Și sunt foarte mulți veterani fake care, de fapt, parazitează pe această amintire, fiindcă adevărații eroi deja nu mai sunt. Adevărații eroi care au început războiul deja de mult zac în pământ. Ei au murit în 41-42. Rare ori. Eu nu cred că în Moldova am putea astăzi să întâlnim vreun om care a luptat în 41-42. Tatăl meu a luptat în război. Trei frați de-ai, deci trei unghi, tatăl și încă doi unghi de-ai mei au fost în acest război. Și tatăl meu s-a întors cu patru decorații de stat. Două dintre ele sunt medalii de vitejie. Eu am găsit în online-ul Ministerului de Apărare a Rusiei documentele de decorare a tatălui meu pentru faptele pe care le-a comis în acel război. Le-a făcut în acel război de vitejie. Dar tatăl meu, eu țin foarte bine acest lucru, minte acest lucru. El niciodată nu purta aceste decorații. Și eu chiar acum, tatăl e în viață și să dea Dumnezeu mulți ani înainte, eu chiar l-am întrebat pe el vreau câțiva din urmă, spun, tată, dar cum de se întâmplă? Uite, toți veterani. Și încă o dată mi-a spus un lucru pe care mi-a spus prin anii 70 când mi-a adresat aceeași întrebare și pe care eu atunci n-am înțeles, nu i-am înțeles răspunsul și el mi-a spus, dragul tati, ce se vorbește astăzi despre acest război nu este acest război. Este o minciună. Războiul a fost cu totul altul. Și eu nici nu vreau să-mi amintesc despre acel război, să-mi aduc aminte. Și da, din păcate noi terminăm. Eu vreau, deci, pur și simplu să finalizez și să spun, atâta timp când noi, poporul Republicii Moldova, noi românii, acum vorbesc despre românii din Republica Moldova, noi vom avea abordarea noastră, din propriul nostru interes și din propria noastră viziune asupra istoriei pe acest eveniment 9 mai, noi nu vom fi stat suveran și noi nu vom avea viitor în istorie. Fiindcă noi avem dreptul la adevărul nostru în istorie, așa cum are dreptul fiecare popor. Mulțumesc mult! Eu n-am să mai adaug absolut nimic, în afară de faptul că vă îndemn, într-adevăr, să vă gândiți la ceea ce tocmai a spus domnul Anatol Țăranu. Da, cred că despre asta este vorba și în ce privește ziua de 9 mai, haideți să vedem, într-adevăr, interesele de aici și decență cu privire la toți eroii acestui război și mai ales cu privire la adevărul care s-a pierdut cu privire la ce a fost acest război și cum trebuie el privit astăzi. Oricum, până data viitoare, numai bine!